Marie, bucură-te, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Bucură-te, Marie. Ce fel de închinăciune poate fi aceasta? Nu te teme, Marie, nici nu te mira de chipul meu străin, și nici nu te spăimânta că arhanghel și nu-mi sunt. Șarpele oare când a amăgit, iar eu îți vestesc acum că vei rămâne neatinsă și vei naște fiu. Fă-mi cunoscută, Îngere, puterea graiurilor tale, ceea ce mi-ai zis acum. Marie, bucură-te, că iată de acum vei fi împăratul lui Scaun, că iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei pune numele lui Iisus. Acesta va fi mare și al celui prea înalt fiu se va chema și va împărăți întru toți vecii și împărăția lui nu va avea sfârșit. Bucură-te, Marie! Maria a zis către Înger, cum va fi aceasta? De vreme ce nu știu de bărbat, spune. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri, că la Dumnezeu nu-i nimic cu neputință. Bucură-te, Marie! Grăitor de adevăr, mi te arăți, a zis Fecioara, căci de bucurie
bucură-te, biserică, ușărai turturea cu dulce viers. Bucură-te, nor ușor, Maica Mielului și a păstorului cel bun, scară masă și pot. Bun.